Stimați colegi, bună ziua! Desfășurăm ședința Guvernului Republicii Moldova. Înainte de a procede la examinarea subiectelor de pe ordinea de zi, astăzi este o sărbătoare mare, este 3 septembrie, este Ziua Armatei Naționale a Republicii Moldova. Cu această ocazie vreau să aduc, din numele meu personal și a Guvernului Republicii Moldova, felicitări tuturor militarilor în cadrul Armatei Naționale, veteranilor, dar și tinerilor care doresc să completeze rândurile Armatei Naționale. Felicitări cu această sărbătoare. Vreau să aduc mulțumiri efectivului Armatei Naționale pentru modul cum își îndeplinesc misiunea, cum îndeplinesc datoria față de stat, atât pe plan intern cât și extern. Avem Republica Moldova, datorită profesionalismului militarilor, participă la diferite misiuni peste hotare pacificatoare, de peste tot unde am participat, avem cele mai frumoase reacții, aprecieri, ceea ce înseamnă că Republica Moldova este prezentă pe plan internațional în aceste misiuni și ne face față. Mulțumim militarilor care ne duc faima Republicii Moldova. De asemenea și pe plan intern, ostașii, comandanții Armatei Naționale acordă, pe lângă misiunea care au nemijlocit, acordă suport în diferite misiuni, inclusiv în condițiile situațiilor excepționale. Am avut pe parcursul ultimilor ani mai multe situații când militarii au fost antrenați și, bineînțeles, menționăm implicarea militarilor și în această criză pandemică. Deci, sănătate vrem să dorim tuturor militarilor din Republica Moldova, succes în activitate la straja țării Republica Moldova. Domnule ministru, vă rog încă o dată să transmiteți felicitări tuturor militarilor, cum am spus, ostașilor și corpului de comandă din Armata Națională. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru. Stimați colegi, astăzi avem o ședință de guvern importantă cu 17 subiecte pe ordinea de zi, dar sunt cele mai multe din ele sunt foarte importante și aici remarc în primul rând proiectele de rectificare a bugetului. De asemenea, remarc pachetul de amendamente la legislație care sunt precondiții pentru programul nou cu femeii. Bineînțeles, remarc aici și modificările în legislație, acel numit pachet agricol, acele acțiuni care vin în suportul agricultorilor pe care le-am discutat cu ceva timp în urmă cu reprezentanții acestui sector. Noi am elaborat atunci imediat aceste proiecte, a fost necesar să le coordonăm cu Fondul Monetar Internațional și respectiv astăzi le aprobăm în ședință de guvern. De asemenea, pe ordinea de zi sunt două proiecte care vizează pensiile după 1 octombrie 2020. Cunoașteți că conform modificărilor în legislație, în legea 156, indexarea pensiilor în Republica Moldova se efectuează de două ori pe an. Astăzi vom lua o decizie în privința indexării pensiilor după 1 octombrie 2020. Mai avem și alte proiecte importante incluse pe ordinea de zi. Noi am discutat cu dumneavoastră agenda respectivă, de aceea, dacă nu aveți nimic împotrivă, propun să procedem la examinarea subiectelor și primul subiect, în afară de cel cu privire la cadre la care nu avem propuneri, deci subiectul numărul 2 de pe agenda este rectificarea bugetului de stat. Vreau să rog pe domnul viceprim-ministru, ministrul al finanțelor, domnul Serghei Pușcuța, să prezinte proiectul. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii guvernului, se prezintă spre examinare proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2020, numărul 172, din decembrie 2019. Proiectul de lege este elaborat în temeiul prevederilor articolului 61 din Legea Finanțelor Publice și Responsabilității Bugetare Fiscale, numărul 181, din 2014. Factorii de bază care au determinat modificările operate la bugetul de stat pentru anul 2020 sunt ajustarea indicatorilor bugetari la venituri, cheltuieli și soldul bugetar deficit, reieșind din prognozele ajustate a principalilor indicatori macroeconomici, agreați cu experții Fondului Monetar Internațional în cadrul discuțiilor de luna iulie curent privind un nou program de reforme economice
și ținând cont de evoluția economiei naționale sub presiunea efectelor pandemiei COVID-19, dar și a calamităților naturale. De asemenea, au fost condiționate aceste modificări de necesitatea identificării resurselor suplimentare pentru programe de cheltuieli care sunt prioritare la moment, inclusiv suportul financiar suplimentar pentru agenții economici din domeniul agricol prin programul de rambursare taxei pe valoare adăugată, asigurarea necesităților financiare în legătură cu deschiderea noului an școlar, susținerea socială suplimentară a beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat, dar și ajustarea volumului de cheltuieli la volumul de resurse actualizat. De asemenea, s-a ținut cont de revizuirea programelor de cheltuieli, reieșind din mersul executării curente și capacitățile de valorificare a alocațiilor bugetare aprobate până la finele anului. Modificările operate la indicatorii bugetului de stat pentru anul 2020 se soldează în diminuări nete, după cum urmează. La venituri, în sumă de circa 600 milioane lei, la cheltuieli de circa 1,8 miliarde lei, respectiv deficitul se diminuează cu 1,2 miliarde lei. La capitolul veniturile bugetului de stat. Conform estimărilor, veniturile bugetului de stat vor constitui circa 37,2 miliarde lei, cu o diminuare de 649 milioane lei sau cu 1,7% față de volumul aprobat rectificat prin legea numărul 131 din 2020. Modificările propuse conțin atât diminuiri cât și majorări de venituri. Diminuirile de venituri constituie 905 milioane lei și sunt propuse la taxa pe valoare adăugată la mărfurile importate cu 408 milioane lei, granturile primite de la organizații internaționale cu 221 milioane lei, încasările de la prestări servicii cu plată 68 milioane lei, taxele pentru comerțul exterior 64 milioane lei, accize la mărfuri produse pe teritoriul Republicii Moldova 39 milioane lei, accize la autoturisme importate 31 milioane lei. Majorări de venituri se cifrează la 387 milioane lei și principalele majorări se propun pentru accizele la mărfuri importate 161 milioane lei, taxa pe valoare adăugată la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova cu 95 milioane lei, impozitul unic aferent rezidenților parcurilor pentru tehnologie informației cu 38 milioane lei și dividende de la cota parte a statului în societățile pe acțiuni și defalcările din profitul net a întreprinderilor de stat cu 31 milioane lei. Totodată a fost propusă majorarea restituirii taxei pe valoare adăugată cu 132 de milioane lei, inclusiv 100 de milioane lei pentru suplinirea programului de rambursare taxei pe valoare adăugată pentru agricultori care înregistrează sume de taxe pe valoare adăugată spre deducere. La capitolul cheltuielile bugetului de stat. Reieșind din resursele revizuite, cheltuielile bugetului de stat se propun spre diminuare în total cu circa 1,8 miliarde lei sau cu 3,4% comparativ cu volumul aprobat rectificat prin legea numărul 131 din 2020. Și pe total, aceste cheltuieli vor constitui 53,2 miliarde lei. Proiectele finanțate din surse externe sunt propuse spre diminuare la total cu 1,1 miliarde de lei. Pentru partea de cheltuieli, cu excepția proiectelor finanțate din surse externe, sunt prevăzute atât majorări de alocații în sumă de 699 milioane lei, dar și diminuări în sumă de circa 1,4 miliarde lei. Diminuările de alocații de 1,4 miliarde lei sunt propuse la următoarele programe de cheltuieli. Subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale care au instituit șomaj tehnic și sau staționare în perioada stării de urgență. Gestionarea fondurilor de urgență a guvernului. Fondul rutier. Plata dobânzilor aferente serviciului datoriei de stat. Lucrări de investiții capitale. Alte diminuieri identificate reieșind din rezultatele executării bugetului în primele 7 luni curente și capacitățile de valorificare a alocațiilor până la finele anului 2020. Majorările de alocații ating cifra de 699 milioane lei și principalele se propun pentru următoarele măsuri. Majorarea transferurilor către alte bugete, 408 milioane lei, în mod special către fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală, 100 milioane lei, către bugetul asigurării sociale de stat cu 232 milioane lei și către bugetele locale cu 75,6 milioane lei.
De asemenea, se propun a fi majorate cheltuielile de personal cu 98 milioane lei, în mod special ca urmare a implementării sistemelor noi de educație în școli, care prevăd mărirea numărului de ore care sunt organizate și citite de către profesori. Asigurarea instituțiilor de educație timpurie și instituțiilor de învățământ primar și secundar cu dezinfectanți pentru prevenirea infecției COVID-19 din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului Reforma Învățământului din Moldova, 31 milioane lei. Alte cheltuieli stringente, precum sunt mentenanța și dezvoltarea sistemelor informaționale, insuficiențe de mijloace pentru întreținere, ca urmare a restricțiilor impuse de situația pandemică. Cu referință la balanța bugetului de stat și finanțarea deficitului bugetar. Modificările operate la partea de venituri, cheltuieli și surse de finanțare a bugetului de stat se soldează cu diminuarea cu 1,2 miliarde de lei a deficitului bugetar față de deficitul aprobat prin legea numărul 131 din 2020 și în sumă nominală acest deficit va constitui 15,99 miliarde lei sau 7,8% din produsul intern brut. Principalele modificări la surse de finanțare a deficitului bugetului de stat se prezintă după cum urmează. Reducerea acordării împrumuturilor recreditate instituțiilor nefinanciare și financiare, 302 milioane lei. Micșorarea datoriilor interne, 253 milioane lei. Reducerea întrerilor nete la împrumuturi externe, 1,8 miliarde lei. Și majorări de utilizare a soldului mijloacelor urbănești din bugetul de stat cu 585 milioane lei. Indicatorii modificației bugetului de stat au impact asupra parametrilor bugetului asigurării sociale de stat, fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală, dar și bugetelor locale, precum și indicatorilor generali ai bugetului public național. Astfel, indicatorii bugetului public național pentru anul 2020 vor fi veniturile bugetului public național în sumă totală de 60,9 miliarde lei, cu 816 milioane lei în diminuare față de nivelul stabilit pentru anul 2020. Raportate către produsul intern brut, acestea vor constitui 29,7%. Cheltuielile bugetului public național în sumă de 77,3 miliarde lei, cu o diminuare de 1,9 miliarde sau cu 2,4% față de nivelul stabilit pentru anul 2020. Raportate către PIB, cheltuielile vor constitui 37,7%. Soldul, deficitul bugetului public național pe anul 2020, se estimează în sumă de 16,4 miliarde lei sau 8% din produsul intern brut față de 17,5 miliarde lei sau 8,3% în produsul intern brut estimat anterior pentru anul 2020. La capitolul soldul datoriei de stat. La situația din 31 decembrie 2020, soldul datoriei de stat va constitui 75,16 miliarde lei, micșorându-se cu 3,2 miliarde lei sau cu 4,1% față de valoarea precizată în legea bugetară pe anul 2020. Astfel, ponderea soldului datoriei de stat în produsul intern brut se va micșora față de valoarea precizată cu 0,3 puncte procentuale și la situația din 31 decembrie 2020 va constitui 36,6%. Totodată, în structura datoriei de stat, la finele anului 2020, ponderea datoriei de stat externe va constitui 60,7%, iar a datoriei de stat interne 39,3%. În concluzie, indicatorii revizuiți ai bugetului de stat pentru anul 2020 se prezintă după cum urmează. La venituri, în sumă de 37 miliarde 201,5 milioane lei. La cheltuieli, în sumă de 53 miliarde 200,9 milioane lei. Deficitul, în sumă de 15 miliarde 999,4 milioane lei. Este de menționat că indicatorii bugetari revizuiți care se conțin în proiect au fost agreați cu experții Fondului Monetar Internațional. Proiectul respectiv este publicat pe pagina web a Ministerului Finanțelor. Ținând cont de cele menționate, solicit susținerea proiectului. Domnule viceprim-ministru, vă mulțumesc pentru prezentarea proiectului rectificării bugetului de stat. Stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, opinii. Domnul viceprim-ministru a prezentat în detaliu
ce se rectifică în buget și este important încă o dată de menționat că este o precondiție a Fondului Monetar Internațional de a diminua deficitul bugetar de la 8,5% la 1%, deci asta este primul raționament pentru rectificarea respectivă, iar a doua este necesitatea suplimentării unor cheltuieli prioritare și domnul viceprim-ministru le-a prezentat și aici vorbim și de educație și de sectorul agricol și alte elemente importante. De aceea acest proiect este absolut necesar, inclusiv din cauza sau datorită faptului că vom încheia program cu FMI-ul, dar și pentru asigurarea cheltuielilor prioritare. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul proiect, subiectul numărul 3, cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, doamna secretar de stat Julieta Popescu, vă rog. Stimați domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul pentru modificarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020, care a fost elaborat în scopul precizării veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, reieșind din analiza executării indicatorilor bugetului pe parcursul anului în curs, inclusiv și analiza dinamicii contingentului de beneficiari și a mărimilor medii ale prestațiilor sociale. Astfel, veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 se precizează prin majorare cu 232,7 milioane de lei. Capitolul contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii se precizează prin majorare cu 73,2 milioane lei, care este determinată de necesitatea corelării veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat cu prognozele veniturilor bugetului public național. Astfel, cheltuielile bugetului asigurărilor de stat pentru anul 2020 se propun a fi majorate de la 24,3 miliarde la 24,5 miliarde. Menționez că cheltuielile pentru prestațiile sociale se propune spre majorare cu 210,7 milioane de lei. Majorarea cheltuielilor este generată preponderent de necesarul de mijloace financiare pentru trimestrul anului 3, precum și a cheltuielilor scontate în trimestrul 4 a anului curent, reieșind din dinamica numărului beneficiarilor și mărimea prestațiilor sociale. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, doamna secretar de stat, stimați colegi, rectificarea BAS, bugetul asigurărilor sociale de stat, necesar de suplimentat cheltuieli pe domeniul social. Dacă nu sunt careva întrebări sau obiecții, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Doamna secretar de stat, următorul proiect de rectificare de această dată a legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020. Vă rog să prezentați proiectul. Stimați de domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul legii pentru modificarea legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020, numărul 174, din 2019, care a fost elaborat în scopul precizării veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și asigurării sustenabilității financiare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, privind acoperirea cheltuielilor necesare realizării programului unic. Modificările prevăd micșorarea venitului cu 209,4 milioane lei din contul primilor de asigurare obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și alte recompense ca rezultat al diminuării fondului de remunerare a muncii. La fel, proiectul prevede majorarea cu 100 de milioane de lei a transferurilor curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală în scopul asigurării sustenabilității financiare necesare realizării programului unic și acoperirii decalajului dintre veniturile și cheltuielile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. O altă majorare a veniturilor cu 10 milioane ține de aspectul din contul primilor de asigurare obligatorii de asistență medicală achitate în sumă fixă.
la fel, majorarea altor venituri cu 20,8 milioane lei datorată încasărilor în creștere din impozitul perceput de la rezidenții parcurilor IT și formarea deficitului în sumă de 78,6 milioane de lei. Deficitul în sumă de 78,6 milioane de lei va fi acoperit din contul soldului format la începutul anului 2020 în sumă de 549,7 milioane de lei, care a urmare a rectificărilor operate pe parcursul anului 2020, la moment constituie 211,7 milioane lei, urmare a modificărilor expuse în proiectul DAP, la finalul anului, fondul respectiv va constitui 133,1 milioane lei. Reieșind din cele expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, doamnă secretar de stat, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări la proiectul de rectificare a acestei legi, a bugetului medicinii, dacă nu sunt, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Stimați colegi, înainte de a merge la următorul subiect, totuși la capitolul cu privire la cadre, avem o propunere din partea Cancelarei de Stat și eu propun să revenim la acest subiect cu privire la cadre. Rog pe domnul Adrian Iermobrachi, secretar general al Guvernului adjunct al secretarului general al Guvernului, să prezinte proiectul respectiv. Bună ziua, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, în temeiul alineatului 3 al articolului 6 din legea numărul 199 din 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și în conformitate cu articolul 11 alineatul 3 din legea comunicațiilor electronice numărul 241 din 2007, se propune numirea domnului Marian Pocăznoi în funcția de director adjunct al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologie a Informației din data de 17 septembrie 2020 pentru o perioadă de 4 ani. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule secretar general adjunct, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări referitor la candidatura propusă pentru funcția de director adjunct al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologii Informaționale. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm candidatura propusă. Aprobat, mulțumesc, felicitări pentru domnul Marian Pocăznoi și succes în activitate. Stimați colegi, subiectul numărul 5 și 6 țin de pensii și alocații sociale după 1 octombrie 2020. Deci este vorba despre indexarea de la 1 octombrie a pensiilor și despre suplimentarea acelui suport unic decis anterior în măsură de 700 de lei cu o sumă suplimentară de 200 de lei. După cum cunoașteți, în corespundere cu legea 156, indexarea la 1 octombrie 2020 se face la rata inflației din primul semestru al anului. În acest an, rata inflației a fost doar 1,07 și respectiv, conform legii în vigoare, indexarea ar trebui să fie la în acest cuantum de 1,07%. Este clar că este necesar ca pentru majoritatea pensionarilor să oferim o indexare mai mare a pensiilor și totodată să efectuăm aceste măsuri, acțiuni în conformitate cu cadrul legal. Deoarece circa 663.000 de beneficiari și de pensii și alocații sociale au o pensie sau o mărime alocației care nu depășește media de 1450 de lei, făcând calculele necesare, am decis să alocăm suplimentar ca o plată unică 200 de lei acum în octombrie, care ar însemna de fapt o indexare efectivă a pensiilor pe următoarele 3 luni în măsură de 5,6%. Aproximativ 5,6% depinde de mărimea concretă a pensiei sau alocației sociale pe care o primește un beneficiar sau altul. Deci reieșim din aceste calcule, pentru a oferi o indexare efectivă mai mare decât 1,07, venim cu propunerea să alocăm 200 de lei suplimentar, care va fi o plată unică,
la, pe parcursul lunii octombrie, ceea ce ar acoperi o indexare, după cum am spus, aproximativ de 5,6% în calcul pe 3 luni. Pentru că intenționăm după 1 ianuarie să mai venim cu un suport de acest gen, să asigurăm o asemenea indexare până în aprilie. Vreau să remarc faptul că la 1 aprilie 2020, după cum vă amintiți, indexarea a fost cu 4,8%. Dacă considerăm acum indexarea efectivă medie cu 5,6%, deci putem vorbi că în acest an, care este primul an de indexare de două ori pe an a pensiilor, beneficiarii de pensii, și mă refer la cei care au pensia sau alocație socială mai mică de 3.000 de lei, vor avea o indexare de fapt mai mult de 11%. Încă o dată remarc faptul, este vorba de acei beneficiari de pensii și alocații sociale care primesc mai până la 3.000 de lei. Pentru acei cu pensii mai mari, deci indexarea va fi la, în condițiile legii 156, deci legii cu privire la pensii. Respectiv, în aceste condiții, vreau să rog pe doamna secretar de stat, Giulietta Popescu, să prezinte subiectul numărul 5 pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 504-2020. Vă rog. Mulțumesc frumos. Stimați domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului 504 din anul 2020 cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat. Proiectul propune majorarea suportului financiar unic de la 700 la 900 de lei beneficiarilor de toate tipurile de pensii, al căror cuantum nu depășește 3.000 de lei, stabilite până la 1 octombrie anul curent în sistemul public de pensii, precum și beneficiarilor de alocații sociale de stat. Astfel, suportul financiar unic majorat va fi acordat pentru circa 659.886 de persoane, inclusiv 462.948 beneficiari de pensii pentru limită de vârstă, 109.219 beneficiari de pensii de dizabilitate, 10.897 beneficiari de pensii de urmaș și 68.852 beneficiari de alocații sociale de stat. Cheltuielile necesare pentru majorarea suportului financiar unic cu 200 de lei vor fi acoperite din contul transferurilor cu destinații speciale de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat. Totodată țin să menționez că acest suport unic majorat va fi achitat începând cu 1 octombrie, odată cu acordarea pensiilor și alocațiilor lunare transferate de către Casa Națională către agentul de care asigură aceste plăți. Mai accentuez că pentru a beneficia de acest suport majorat nu este nevoie ca să meargă cetățenii să mai depună vreo cerere pentru acordarea acestuia. Mulțumesc mult! Reieșind din cele expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, doamna secretar de stat. Eu vă propun să prezentați și următorul proiect, pentru că am spus că sunt organic intercorelate și după aceea examinăm dacă sunt întrebări sau propuneri. Mulțumesc mult! Propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat elaborat în scopul executării și aplicării prevederilor legislației în domeniul asigurărilor sociale și asistenței sociale. Proiectul DAP propune indexarea de la 1 octombrie curent a prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat cu 1,07%, reieșind de rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs. Menționez că, conform datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, rata inflației înregistrată în primul semestru al anului curent față de decembrie 2019 este de 1,07%. Astfel, de la 1 octombrie 2020, cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă constituie 1143 de lei și 57 de bani, reieșind din aplicarea coeficientului de indexare menționat asupra cuantumului pensiei minime, care este în vigoare până la data din 1 octombrie curent. Rog susținerea proiectului. Mulțumesc, stimați colegi, sunt prezentate aceste două proiecte care țin de
pensii și alocații sociale după 1 octombrie 2020. Dacă sunt careva întrebări, vă rog, vreau doar să menționez faptul că sunt aceste proiecte coordonate cu Fondul Monetar Internațional de asemenea. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm ambele proiecte. Aprobat, vă mulțumesc mult. Doamna secretar de stat, vă rog, asigurați procedura de achitare a pensiilor deja majorate și acestui suport care de la 700 a fost majorat la 900 în termeni utili, așa cum este graficul de achitare a pensiilor pe parcursul lunii. Vorbim de octombrie în cazul de față. Mulțumesc. Stimați colegi, următorul subiect este proiectul de modificare a unor acte normative care încorporează acele elemente, acele acțiuni care vin în suport sectorului agricol, dar are și alte elemente. Vă rog pe domnul, viceprim-ministru Serghei Pușcuță să le prezinte. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative. Proiectul prevede politici de intervenție a Guvernului de natură bugetar-fiscală care urmăresc susținerea proceselor derulate în sistemul educațional în condițiile pandemiei COVID-19, precum și măsuri de atenuare a efectelor calamităților naturale în sectorul agricol. Astfel, prin introducerea unor norme derogatorii de la legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se va asigura posibilitatea cadrelor didactice să realizeze sarcini peste volumul de muncă cu achitarea salariului în mărimea corespunzătoare. Totodată, ca urmare a multiplelor discuții și întruniri cu producătorii agricoli, proiectul de lege prevede instituirea unor condiții mai favorabile de aplicare a programului de subvenționare a dobânzilor și programul de rambursare a taxei pe valoare adăugată către producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale. Drept urmare, a promovării proiectului se va realiza majorarea mărimii sumei posibile rambursării taxe pe valoare adăugată cu suma impozitului funciar calculat și declarat de către contribuabili. Excluderea condiției de achitare impozitelor salariale pentru a beneficia de rambursarea taxei pe valoare adăugată. Micșorare de la 25 la 15 zile a termenului de rambursare a taxei pe valoare adăugată. Subvenționarea dobânzilor achitate indiferent de perioada contractării creditelor. Instituirea moratoriului la controalele fiscale până la 31 decembrie 2020. Aceste măsuri sunt orientate către producătorii agricoli beneficiari de compensații pentru diminuarea consecințelor naturale asupra recoltei anului 2020. Această listă urmează să fie aprobată de Agenția Intervenției și Plăți în Agricultură. Principalul obiectiv al măsurilor propuse vizează asigurarea securității alimentare a statului în condițiile calamităților naturale prin majorarea într-un ritm mai sporit a suportului bugetar oferit producătorilor afectați. În partea ținând de costul bugetar a proiectului prezentat, informez că urmează a fi alocate suplimentar 105 milioane lei pentru plata salariului cadrelor didactice ce vor activa peste volumul de muncă, normat și 100 de milioane lei pentru suplimentarea fondului de rambursare taxei pe valoare adăugată către producătorii agricoli. Aceste sume sunt prevăzute în rectificarea bugetului de stat, care a fost prezentată conform punctului 2 din ordinea de zi a ședinței Guvernului de astăzi. Proiectul a fost supus avizierii și expertizării de către autorități în modul stabilit de legislație, obiecțiile și propunerile acestora au fost luate în considerație la definitivarea proiectului. În contextul celor expuse, rog susținerea acestui. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, propuneri la proiectul dat. După cum s-a mai menționat, pe lângă acele 300 de milioane pe care le-am alocat pe parcursul lunii august pentru compensarea parțială a pierderilor pentru agricultori pentru prima grupă de cereale, adică cele în mediu 1.500 de lei la hectar pe care le primesc agricultorii prin intermediul AIPA. Astăzi venim cu aceste acțiuni suplimentare
agreate cu reprezentanții sectorului agricol, care și ele au un cost bugetar. Domnul viceprim-ministru a menționat 100 de milioane pentru, zicem, ceea ce ține aferent impozitului funciar legat de TVA. De asemenea, este vorba de o subvenționare suplimentară a dobânzilor la credite și alte costuri. Deci este vorba despre oferirea și alocarea acestui suport pentru sectorul agricol, așa cum ne-a fost înțelegerea atunci când am discutat cu reprezentanții sectorului. Stimați colegi, dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect tot este o modificare solicitată de reprezentanții sectorului agricol. Deci eu vreau să rog pe domnul ministru al economiei și infrastructurii, domnul Raelian, să prezinte acest proiect. Vă mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, în atenția dumneavoastră se prezintă proiectul hotărârii guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea articolului 4 din legea numărul 393 cu privire la Camera de Comerț și Industrie. Conform prevederii articolului 4 din legea numărul 393 cu privire la Camera de Comerț și Industrie, una din funcțiile Camerei constă în stabilirea și confirmarea evenimentelor de forță majoră în relațiile dintre subiecții activității de întreprinzător. Prin legea numărul 133 privind modernizarea codului civil și modificarea unor acte legislative, conceptul de forță majoră a fost substituit cu conceptul de impediment care justifică neexecutarea obligației debitorului, astfel apărând discrepanța dintre cod și cuprinsul legii cu privire la Camera de Comerț și Industrie. Codul civil modernizat a stabilit la articolul 903 că neexecutarea unei obligații este justificată în măsura în care debitorul demonstrează că aceasta se datorează unui impediment justificator, așa cum acesta este reglementat în articolul 904. Reieșind din sensul noțiunii de impediment justificator acordat de legislator, se constată că existența și momentul apariției evenimentului care împiedică executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale trebuie justificată și probată de debitorul care se află în imposibilitatea executării unei obligații. Astfel, în vederea asigurării coerenței actelor normative, a fost elaborat proiectul de lege privind modificarea legii 393 cu privire la Camera de Comerț și Industrie. Proiectul de lege a fost examinat suplimentar cu Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, precum și cu partenerii de dezvoltare, obiecțiile și propunerile cărora au fost luate în considerare la definitivarea acestuia. La fel, vreau să menționez faptul că avizul eliberat de Camera de Comerț nu conferă forța aprobatoare superioară și nu exclude admisibilitatea altor probe. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări la acest proiect. Nu sunt, vă rog să aprobăm proiectul prezentat. Aprobat, vă mulțumesc! Următorul subiect iarăși ține de acțiunile prealabile pentru programul cu femeii și vreau să rog pe domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuță să prezinte acest proiect. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative prevede operarea modificărilor în cadrul unui șir de legi aferente domeniului de activitate financiar, bancar și nebancar în scopul atribuirii Băncii Naționale a Moldovei a unor competențe de supraveghere a sistemului financiar nebancar. În particular, Băncii Naționale a Moldovei urmează să revină atribuțiile de supraveghere a sectorului de asigurări și creditare nebancară, atribuții exercitate în prezent de către Comisia Națională a Pieței Financiare. Ca urmare a adoptării proiectului de lege, autoritatea Comisiei Naționale a Pieței Financiare se va extinde asupra pieței de capital, investitorilor acesteia și fondurilor nestatale de pensii. Amendamentele respective derivă din necesitatea consolidării întregii piețe financiare, precum și prevenirii unor eventuale riscuri aferente sectorului financiar nebancar. Arhitectura de reglementare propusă prin proiect este una pe larg aplicată la nivel mondial și se explică prin experiența Băncii Naționale a Moldovei în domeniul supravegherii acumulată în procesul de reformare a sectorului bancar prin alinierea la cele mai bune practici și standarde internaționale în domeniu.
Se propune ca aceste modificări să fie aplicate începând cu 1 iulie 2023. Implementarea proiectului nu necesită alocarea mijloacelor financiare suplimentare de la bugetul de stat. Proiectul a fost supus consultării și avizării corespunzătoare de către autoritățile cointeresate. Obiecțiile și propunerile au fost luate în calcul la definitivarea proiectului. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări referitoare la acest proiect de reformă semnificativă a sectorului financiar, a reglementării și supravegherii sectorului financiar în Republica Moldova. Nu sunt, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 10, de care de asemenea constituie o acțiune prealabilă pentru programul cu femeii, vreau să rog pe domnul secretar de stat Ministerului Justiției, domnul Radu Foltea, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea codului penal al Republicii Moldova, generic numit ajustarea sancțiunilor penale pentru infracțiune de corupție. Scopul acestui proiect este înăsprirea sau majorarea sancțiunilor pentru unele infracțiuni de corupție, unele categorii de infracțiuni de corupție, astfel atribuindu-le se la categorie de infracțiuni grave și eventual limitarea posibilității aplicării articolului 55, 90, 94 din Codul Penal, care reglementează liberarea de pedeapsă penală. Aceasta ar permite eficientizarea normelor penale în vederea contracărării la general a fenomenului de corupție. Prin acest proiect de lege se propune la articolul 243 alineatul 1, combaterea spălării banilor și articolul 326 alineatul 1, traficul de influență, ca limita maximă pentru pedeapsa cu închisoarea să fie majorată de la 5 la 6 ani. În sancțiunile prevăzute de articolul 326 indice prim, exercitarea atribuțiilor în sectorul public în situația de conflict de interese și articolul 327 alineatul 1, abuzul de putere sau abuzul de serviciu, limita maximă pentru pedeapsa cu închisoare se propune a fi majorată de la 5 la 6 ani și de la 3 la 6 ani respectiv. În sancțiunile articolului 326 alineatul 2 și articolul 327 alineatul 2, limita maximă pentru pedeapsa cu închisoare se propune a fi majorată de la 6 la 7 ani. Acest proiect de lege a fost avizat de către toate instituțiile relevante. De asemenea, a fost creat un grup de lucru în cadrul căruia au participat și reprezentanții ai societății civile. Finalmente, acest proiect de lege de asemenea a primit avizul fără obiecții a diviziunii sau departamentul juridic al Fondului Monetar Internațional. Rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule secretar de stat, stimați colegi. Într-adevăr, proiectul a fost coordonat și cu colegii de la FMI, dar și avizat pe intern. Dacă sunt careva întrebări sau obiecții, vă rog să vă expuneți. Nu sunt, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Stimați colegi, cu acest proiect acțiunile prealabile pe care Guvernul Republicii Moldova trebuia să le îndeplinească în corespundere cu acordul pe care l-am atins, l-am ajuns cu FMI, le-am îndeplinit, cu excepția unui proiect, proiectul menit să sporească independența Băncii Naționale. Acel proiect este elaborat, este coordonat cu Fondul Monetar Internațional, dar va fi aprobat în ședința următoare a Guvernului, deoarece necesită unele avizări încă pe intern. Dar, după cum vă spuneam, restul acțiunilor a fost îndeplinite și vreau să mulțumesc tuturor colegilor din Guvern, dar și altor autorități, inclusiv Banca Națională, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte instituții care au muncit în această lună după ce au fost finalizate negocierile cu FMI, pentru a implementa sau a executa acele acțiuni prealabile despre care ne-am înțeles cu FMI. Bineînțeles, rămâne încă să obținem și aprobarea Parlamentului, dar pe dimensiunea Guvernului noi datoria ne-am făcut-o. Următorul
proiect numărul 11. Vreau să rog pe domnul secretar de stat Radu Foltea să-l prezinte, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea strategiei naționale de prevenire și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a planului de acțiuni pentru implementarea acesteia. Proiectul de strategie națională de prevenire și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 reprezintă un document de politici publice pe termen lung, agreat în cadrul angajamentelor asumate de către Republica Moldova în cadrul Comitetului Monival al Consiliului Europei. Și reprezintă acest document de politici are scopul consolidării sistemului de prevenire și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului din Republica Moldova în corespundere cu standardele UE și bunele practici internaționale în domeniu. Obiectivele strategice ale strategiei sunt reducerea riscurilor de spălare a banilor și finanțării terorismului prin politicile și activitățile de coordonare și cooperare la nivel național și internațional. Împiedicarea veniturilor infracționale și a fondurilor destinate finanțării terorismului de a intra în sectorul financiar și în alte sectoare, precum și identificarea și raportarea acestora. Identificarea și înlăturarea amenințărilor naționale și internaționale privind spălarea banilor, pedepsirea făptuitorilor și deposedarea de veniturile și bunurile infracționale. Identificarea și înlăturarea amenințărilor privind finanțarea terorismului, privarea teroriștilor de resurse și sancționarea persoanelor care finanțează terorismul. Vreau să mai adaug că acest proiect, acest document de politici foarte important a fost elaborat cu aportul experților, atât a experților Consiliului Europei, cât și a experților din statele membre a Uniunii Europene care au o practică bună și experiențe bune în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul unor proiecte twinning. De asemenea, atât proiectul strategiei, cât și proiectul planului de acțiune a fost consultat cu Departamentul Juridic a Fondului Monetar Internațional. Rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule secretar de stat, stimați colegi. Vă rog dacă sunt întrebări. Nu sunt. În aceste condiții vă rog să aprobăm acest proiect de hotărâre. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect numărul 12, domnul ministru Ion Piaje, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă spre aprobare proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă, în vederea realizării proiectului îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale, programului FAD 8. Prezentul acord a fost elaborat în temeiul articolului 86 din Constituția Republicii Moldova și în conformitate cu prevederile stipulate în legea numărul 595 din 2019 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova. Documentul a fost semnat pe data 26 iunie 2020 la Chișinău de către Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și pe data 30 iulie 2020 la Roma de către președintele Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă. Obiectivul principal al acordului rezidă în realizarea unui proiect investițional cu finanțare din sursele IFAD în sumă de 18.939.000 euro credit pe termen lung, termen de 25 de ani cu o perioadă de grație de 5 ani și 5.537.415 dolari SUA, grant nerambursabil finanțat din fondul de adaptare pentru o perioadă de 6 ani. Finalitatea acordului constă în disponibilitatea, oferirea unei finanțări ușor accesibile, acordate pe termen lung în condiții preferențiale, inclusiv cu elemente de grant pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii și sectorului privat din zona rurală, cu accente sporite pe creșterea economică, dezvoltarea unor afaceri mai atractive pentru agricultură, sporirea competitivității produselor agroalimentare și crearea a noilor locuri de muncă. Țin să menționez, stimați colegi, că în cea mai mare parte programul IFAD va fi orientat atât din finanțarea credit, cât și din sursele din grant, iarăși vor fi orientate pentru dezvoltarea în continuu a infrastructurii și rețelelor de irigare pentru Republica Moldova, în special în contextul schimbărilor climatice și a secilor pe care ne afectează sectorul agroalimentar.
În acest context, rog susținerea Guvernului pentru proiectul citat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi! Dacă sunt careva întrebări sau precizări referitor la acest proiect, vă rog să vă expuneți. Nu sunt. Vă rog să aprobăm proiectul prezentat. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 13, doamna secretar de stat Julieta Popiescu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se propune atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea semnării protocolului de modificare a aranjamentului pentru aplicarea acordului în domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova și Republica Estonia, semnat la Tallinn la 19 octombrie 2011. Menționăm că inițiativa de modificare a aranjamentului aparține părții Estonia, reieșind din reforma amplă care a fost realizată recent în Estonia în domeniul capacității de muncă. Inclusiv, această reformă prevede substituirea pensiei pentru incapacitate de muncă cu alocarea pentru capacitate de muncă, care nu mai face parte din sistemul de asigurări sociale de stat din Estonia. Menționez că alocația se acordă cetățenilor estonieni și cetățenilor străini care au domiciliu și reședința permanentă sau provizorie pe teritoriul Republicii Estonia, precum și persoanelor care se bucură de protecție internațională sau solicitanții de azil din Estonia. Această alocație se stabilește indiferent de stadiul de cotizare realizat de persoană și se acordă din mijloacele bugetului de stat. Pentru asigurarea în cazurile de dizabilitate a persoanelor, Republica Moldova va continua în temeiul acordului să acorde pensia de dizabilitate stabilită în conformitate cu legislația națională. Reieșind din cele expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, doamna Popescu, stimați colegi. Nu văd doritor de a întrebări pe marginea acestui proiect. De ce vă rog să aprobăm și acest proiect? Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 14, vă rog continuați, doamna secretar de stat. Se propune atenției proiectul hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului aranjamentelor administrative între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Ministerul Muncii și Protecției Sociale a Federației Ruse privind aplicarea acordului între Republica Moldova și Federația Rusă privind securitatea socială. Rolul aranjamentului este de a facilita aplicarea acordului prin stabilirea condițiilor și procedurilor de colaborare și comunicare între autoritățile și instituțiile competente în vederea schimbului de documente și informații necesare pentru stabilirea dreptului la prestații de asigurări sociale persoanelor îndreptățite. La fel, prevederile aranjamentului vor oferi posibilitate persoanelor care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă în Republica Moldova și sau în Federația Rusă la dreptul la pensie. Reieșind din cele expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, stimați colegi, un acord foarte important care ține de protecție socială a câteva sute de mii de cetățeni. Cel puțin la unui număr impunător de cetățenii Republicii Moldova. Dacă sunt careva întrebări, vă rog să vă expuneți. Nu sunt întrebări. Vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 15, domnul ministru Oleg Țiulea, vă rog. Domnul ministru, cer scuze, nu se aude. Eu regret, dar înțeleg că și astăzi nu aud. Sper că mă auziți acum. Acum este bine, vă rog, de la început. Vă rog. Stimate domnul prim-ministru, stimați colegi, prezint proiectul pentru hotărârea de guvern pentru inițierea negocierilor asupra proiectului acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Grenadei privind călătoriile reciproce fără vize
ale cetățenilor. Acest proiect are drept scop reglementarea regimului călătorilor reciproce pentru cetățenii ambelor state. Acest proiect a fost acordul a fost înaintat de către partea grenadiană, urmare a abolirii unilateral de către Republica Moldova a obligației de a deține viză pentru cetățenii grenade. Acest proiect este într-un fel motivat și de interesul Republicii Moldova ca cetățenii noștri să poată călători fără vize, în conformitate cu prevederile proiectului. Cetățenii statului unei părți care dețin un pașaport valabil, care oferă dreptul de a traversa frontiera de stat, inclusiv pașaport diplomatic sau de serviciu, vor putea intra, ieși, tranzita sau rămâne pe teritoriul statului celelalte părți fără viză pentru o perioadă care nu va depăși 90 de zile calendaristice, ci într-o perioadă de 180 de zile în general pe an. Totodată, proiectul prevede că în cazul în care cetățenii statelor părți doresc să rămână să locuiască pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, să se angajeze în câmpul muncii sau să desfășoare activități de business pe teritoriul statului celelalte părți, deci ei vor solicita o viză la misiunea diplomatică. Din punct de vedere politic, prezentul proiect de acord confirmă în principiu intenția ambelor state de a consolida relațiile bilaterale, de a intensifica relațiile de prietenie, legăturile comerciale, economice, tehnico-științifice și culturale. La fel, aș remarca că din punct de vedere financiar, deci nu vor fi necesare cheltuieli pentru implementarea acestui acord. El se încadrează în categoria tratatelor interguvernamentale și corespunde prevederilor Constituției Republicii Moldova, legii privind tratatele internaționale, Convenției de la Viena cu privire la dreptul tratatelor. Prezentul acord, la fel, nu necesită operarea altor modificări sau completări în legislația internă. El urmează a fi încheiat pentru o perioadă nedeterminată de timp și va intra în vigoare după 60 de zile de la data primirii ultimei notificări scrise prin canale diplomatice, care se vor referi la îndeplinirea de către părți a procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului. Totodată, fiecare dintre părți își rezervă dreptul de a suspenda integral sau parțial implementarea acordului din motive legate de securitate națională, ordine sau sănătate publică. Instituția responsabilă pentru negocierea și semnarea acordului va fi Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Deci aceste negocieri urmează a fi purtate prin corespondență. Rog respectuos susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule ministru, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări referitor la proiectul prezentat, este vorba despre încă o țară în care, dacă se finalizează negocierile cu succes, cetățenii noștri pot călători fără vize. Nu are nimeni nimic împotrivă. De ce? Vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat. Mulțumesc. Subiectul numărul 16. Domnul secretar general adjunct al Guvernului, Adrian Ermurache, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea nomenclatorului integrat al serviciilor publice administrative și al evenimentelor de viață asociate acestora. Proiectul în cauză a fost elaborat de Cancelarea de Stat cu suportul Agenției de Guvernare Electronică. Scopul de bază al proiectului este instituirea atât pentru guvern cât și pentru cetățeni și medii de afaceri, în calitatea lor de potențial beneficiari ai serviciilor publice, a unei liste de referință privind toate serviciile publice administrative, de prestarea cărora este responsabil guvernul. În acest fel se va reuși asigurarea unei simplități și clarități pentru beneficiarii de servicii publice existente și prestatorii competențele presteze. Se vor crea premizele pentru o colaborare interinstituțională între diferiți prestatori de servicii publice care se propun să fie asociate acelui eveniment de viață și, nu în ultimul rând, se va crea o platformă și o bază pentru instituirea registrului electronic al serviciilor publice. Implementarea proiectului respectiv nu implică alocarea de resurse financiare suplimentare de la bugetul de stat. Proiectul a fost supus avizării cu toți subiecții interesați, toate obiecțiile și divergențele fiind depășite. În acest context, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc, domnule secretar general adjunct, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări asupra acestui proiect, la care știu că ați muncit foarte mult, a fost necesar multe coordonări, verificări. Mă uit după lista instituțiilor care au avizat, probabil că este unul din cele mai studiate proiecte pe care le-am aprobat. Dacă nu sunt întrebări sau obiecții, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc.
subiectul numărul 17, doamna secretar de stat Julieta Popiescu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului sanitar privind solvenții de extracție utilizați la fabricarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare. Țin să menționez că acest proiect vine să transpună parțial Directiva 2009 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind solvenții de extracție utilizați la fabricarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare. Proiectul DAC vine să intensifice măsurile de sănătate publică pentru populația Republicii Moldova. La fel, regulamentul stabilește condițiile de utilizare și etichetare a solvenților de extracție utilizați la fabricarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare. La fel, acest proiect stabilește lista unică a solvenților, precum și limitele maxime de reziduri în aliment sau ingredientul alimentar după extracție. Reieșind din cele menționate, rog susținerea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna secretar de stat, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări sau obiecții referitoare la proiectul prezentat. Nu sunt întrebări. În aceste condiții, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc, stimați colegi, a fost ultimul subiect de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Vă mulțumesc pentru examinarea operativă a proiectelor importante incluse pe agenda. Este necesar ca aceste proiecte, și aici mă adresez la Cancelarea de Stat, în mod operativ să ajungă în Parlament, pentru că cele ce țin de rectificare, de indexarea pensiilor, pachetul agricol, dar și cele ce țin de programul cu FMI, este absolut necesar să fie examinate și aprobate pe parcursul săptămânii viitoare. De ce trebuie? Trebuie astăzi, cel târziu mâine, să remitem aceste proiecte în Parlament. Stimați colegi, acestea fiind spuse, vă mulțumesc, o zi bună în continuare!